Hai să vedem banurile. Hai să vedem banurile. Ioric, prima dată, uită-mă pe Anivia banată într-un final și pe Ari. S-au gândit și M5. Ia uite, pac, 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 Mă, la tu le-ai foc dat un automat. SMS, mă, și le-ai zis ce să Da, facă. nu, deci la foc automat. Ioric, Darius, Shen pentru CLG, Anivia, Ari, Morgana l-au lăsat pe... O, și uită-l pe Urgot, ales de către cei din CLG. Și M5, în schimb, În au... sfârșit îl văd și eu pe Urgot, ia uite ce. Vezi și tu pe Urgot, Cyborgul da? verde, așa o să-l Uită-l și denumesc. pe Darkman, o să fie fericit. Uită-l și pe Nautilus, o să-și arunce Ancora. O să fie jucat de Diamond. Și M5 au zis, Froggen, trei eroi cei mai periculoși, AP carries, hai, la revedere, tăiat. Oh, hai mă, de ce trolați? Eram și eu fericit că îl avem pe... Hai mă, îl iei până la urmă? L-a luat până la urmă pe Nautilus. Juca foarte bine, joacă foarte bine Diamond și cu Lee Sin, dar aparent Nautilus i-a făcut mai mult cu ochiul. Să vedem CLG cum or să răspundă la chestia asta și sunt foarte curios pe cine or să trimită pe linia de sus împotriva Ireliei. L-a mai jucat Wicked, de fapt bine, ei au banat, l-au banat pe Shen, deci o dată nu-l pot alege. Riven a mai rămas pe tablă, dar văd că se gândesc momentan. Sunt curios, ok, deci următ Soraka, pe linia de jos, Karthus, așa. Da, corect, și l-a luat pe Karthus. Nu mi-o dat Spanivia, nicio problemă. Îl iau pe ăla de apăs R și vă omor din capătul celălalt al hărții. E ok. Ia uite, Alistar pentru linia de jos. S-a întors un pic situația cu eroii. Văd că acum e Moscow 5. Au ales eroii celor din CLG. O să meargă cu Kog'Maw și Alistar. Wicked și l-a luat pe Renekton pentru linia de sus și să-l vedem, de fapt nu, Froggen l-are deja pe cartul, să vedem Snoopy cu cine o să vrea să se ducă în junglă, are o grămadă de posibilități, să vedem ce e pe aici, îl are pe Nocturne, îl are și pe Maokai, am mai jucat cu el. Cine mai Nautilus a fost luat, Lee Sin, foarte bun și el. Amumu într-o vreme era jucat ca jungler și da, uite, de Dr. Mundo uitasem, a devenit foarte... Ai mă, că eram și eu Uite, ai fericit. aici niște comentarii din partea publicului. Bănuiesc că tu le înțelegi, spre deosebire de mine, care Are șansă de șansa de crit crit pe pe Q. Q, nu știu Aoleo, ce înseamnă da, corect, crit pe corect, Q. corect, da. Eu, my bad cu pasiva, într-adevăr, în momentul în care are bloc lataj de 4 ori cu basic attack, următorul ți-l blochează. Și șansa de Q, da, pe suliță, într-adevăr. My bad, știam eu ceva, dar nu le țin minte pe toate, din păcate, îmi cer scuze. Și până la urmă cam ăsta o să fie line-up-ul, și Alexic o să joace cu Kassadin pe mijloc, foarte, foarte frumos. Uitându-mă așa, în afară de Karthus, CLG nu prea au late game. Într-adevăr, Renekton e foarte rezistent, așa de felul lui și build-ul în sine îl face și mai și. Urgot e și el, este, l-am văzut deja, build-ul la fel e tanky, Maokai, dar ca damage o să se bazeze foarte mult pe Froggen și pe Yellow Pit, dar Urgot nu se poate compara cu Kog'Maw în fazele târzii, iar dacă l-au fiduit pe Kassadin, pe Alexic, s-a cam terminat. E dezastru total. Kassadin e genul de mag asasin
și are un ultimat al lui, e un blink, efectiv, care îți face damage și cu cât poți să o folosești destul de repede unul după altul, dar face mai mult damage, dar și costă mai multă mana. Și o să fie foarte interesant de văzut. Ce, da, alea sunt skin-urile. Da, nu, mă uit și încerc să-mi dau seama exact care sunt eroii. Și o să fie interesant de văzut cât de agresiv vor fi cei din Moscow 5, fiindcă și Karthus și Casa din vor o să vrea buff-ul ăla albastru. Așa, văd că toată lumea și-a luat skin-uri pentru acest match 2. Eu o să țin cu Yellow Pit pentru că a reușit să aleagă eroul care a fost veșnic banat. Da, urcot. Veșnic banat. Ți-am zis, s-au schimbat un pic lucrurile, ca și cum am vedea în oglindă. Bine, nu prea l-am văzut într-adevăr pe Froggen jucând cu casa din Alexici, pe Alexici, da. Genja cu Kog'Maw la fel, nu, poate nu e neapărat prima opțiune, dar e și el foarte periculos. Froggen a venit și el acolo, ia să vedem, și a văzut pe cei din Moscow 5, doar că acum trebuie acum să fugi, fugă. Fugi, da, te prinde. Da, am crezut că Diamond o să arunce cu ancora după el, nu era decât Wicked să-l ajute, dar văd că s-a spart gașca. Moscow 5 a zis, frate, nu mai prindem pe nimeni, hai să mergem... Să mergem înapoi la locurile noastre. Văd că Yellow Pit e aici în tufișul din râu. S-a dus Darien, păzește și el, stă să vadă în caz că vor să invadeze CLG să fure buff-ul roșu. Ghost-ul pe porci cu Genja la albastru. Diamond cel în tufiș, o să fie ajutat de... și de Alexic și de Ghost-ul pe porci să facă mai repede aceste două grupuri de monștri neutri. De partea cealaltă Snoopy a început și el cu lupii, având în vedere că se apar foarte repede pe hartă după ce sunt omorâți, pot să farmeze acum mult mai bine jungla. Wicked îi oferă o mână de ajutor cu buff-ul albastru și un început foarte... foarte relaxant, să zicem, de meci. Nu s-a întâmplat nimic spectaculos. Wicked, în schimb, vrea să împartă câteva lovituri cu Irelia. E pus pe treabă. Nu vrea să-i oferă lui Dana. Și iată-l pe Snoopy, a venit. Ia să vedem dacă o să forțeze flash-ul. Da, uite-l forțat și Snoopy, la rândul lui, a pierdut flash-ul, dar... Pe de altă parte, Irelia nu-l mai are și Snoopy are acel Twisted Advance cu care poate să vină lângă ea și să o țină pe loc. Diamond, în schimb, a ajuns la buff-ul roșu și cel mai probabil o să se ducă să-l gancheze pe Wicked cât de curând. Alexic cu Froggen, ia să vedem, Froggen nu și-a folosit nicio poțiune, Alexic nici măcar atât, 11 la 12 creep, deci e ok, momentan e echilibrat și uite-l pe Diamond venind pe linia de sus, double buff, Wicked a fost prins, posibil să folosească de două ori dash-ul, da, uite-l acolo și și-a folosit și el flash-ul la rândul lui ca să scape de acel dredge line. Rămâne de văzut dacă Diamond o să stea și o să-și mute cu cortul aici și cred că asta vrea să facă, dar Wicked între timp a zis că e mai ok. Cred că stă să se gândească, nu are ward, deci nu știe dacă Diamond îl mai așteaptă acolo sau nu, dar se pare că până la urmă a optat să mai ia măcar un pic de experiență. Pe linia de jos, văd că Genja l-a hărțuit destul de bine pe Yellow Pit, dar având heal-ul din partea lui Soraka, nu, este pe termen lung, nu o să fie o foarte mare problemă. Nu-i vorbă și Alistar, îl poate vindeca pe... Genja nu atât de bine cum o face Soraka, dar e și de acolo un sustain, așa că din nou, dacă nu intervine junglerul, e puțin probabil să se întâmple ceva.
mai ales că mă îndoiesc că Genja o să vină suficient de aproape de turn încât el opit să încerce un swap. În schimb, Diamond văd că vrea să se ducă, dar tocmai l-a pierdut pe Wicked care s-a întors, venise și Snoopy acolo. Dar Diamond, din păcate, o să piardă un pic timpul, iar din moment ce l-a văzut pe linia de sus, el a opit probabil că o să vrea să fie un pic mai agresiv, măcar așa ca idee, să nu... Să vedem câte poțiuni au folosit. Genja nu mai are decât una, urcă tot una, 21 pentru Yellowpeed, 19 pentru Genja. Diamond, în schimb, văd că a plecat foarte târziu de pe linia, a împins foarte tare valul de creep, iar Wicked momentan e mulțumit să farmeze. Snoopy între timp pe linia de jos, dar a fost văzut de acel war și cred că și el știe chestia asta. Dacă nu, o să se prindă în curând, da, Genja tocmai și-a folosit slow-ul Voidus ca să îl încetinească și Snoopy s-a prins că există deja un ward acolo. Linia de mijloc 46 versus 39, ușor avantaj pentru Alexic și probabil că de la nivelul 6 o să înceapă să-l atace ceva mai bine pe Frogger. Momentan trebuie să stea un pic cu capul la cutie. A venit și Diamond în schimb pe lateral. Să vedem flash foarte agresiv. Frog în dredge line. L-a prins și ăsta cred că o să fie first blood-ul. Nu, Wall of Pain deja. Iar Alexis tocmai a făcut level 6. O să-și folosească ultimata. N-a vrut. S-a gândit el să facă un blink și să-l arunce în aer direct pe Frogan, dar a zis că Frogan foarte, foarte precaut s-a dat în spate. Diamond, în schimb, a zis dacă nu a mers pe mid, poate se întâmplă ceva pe linia de jos. Ultimata folosită deja, el opit de level 5, Crepo e tot 5, nu are ultimata să-l salveze, dar Genja, din păcate, era un pic prea în spate și n-au putut să-l țină în loc pe Yellowpeed suficient de mult ca să vină și damage-ul. Așa că Diamond își dă un back. La fel și Wicked, de altfel, după ce a împins linia de sus. Cum stăm pe linia de sus? 45 de creep versus 36. 300 gold avantaj pentru Moscow 5. La... De fapt, dacă nu e niciun, tocmai vreau să mă uitam să văd dacă a fost cum le s-a dus first blood-ul, dar e deja minutul 7.25 și nu s-a întâmplat nimic. Și cred că o să se joace foarte, foarte precaut meciul ăsta, mai ales din partea celor din Moscow 5, pentru că dacă l-au pierdut, gata, ăsta e do not pass go. Do not collect 100, CLG își permit ceva mai multe, dar nu chiar atât de multe. Un ward în râu, o să-l vadă pe Snoopy și sunt curios ce vrea să facă, dacă vrea să fure buff-ul albastru sau vine la gank. Ia să vedem ce Diamond vine și el pe linia de jos. Cred că a văzut sapling-ul lui Snoopy. Ah, da, el doar vrea să știe dacă și când încep băieții să facă buff-ul albastru, dar nu o să fie cine să-l fure. Crepo și cu Yellowpeed sunt pe linia de jos, sunt mulțumit să farmeze. Alexic a luat și el buff-ul albastru, Frogan și-a luat pe-a lui. E, și acum opa, aia să vedem pe linia de sus, ultimată folosită din partea lui Wicked, l-a adus pe Darien la jumătate de viață. Alexic, iată, a început Alexic să-l atace bine de tot pe Frogan și dacă o să stea mai mult pe acolo, e foarte posibil să moară subit. Posibil să vedem un dive, nu o să vedem niciun dive, fiindcă Genja tocmai s-a întors în bază, venise și Snoopy acolo, poate se întâmplă ceva, mai ales că l-au și pe Karthus, deci au un damage suplimentar de la un erou care nu trebuie să fie fizic acolo. Wicked destul de precaut, stă în Two-Fish, râdeau la un moment dat comentatorii la un...
turneu că a avut un instinct foarte bun de fiecare dată când venea junglerul advers să-l gancheze, știa că e acolo, se dădea imediat în spate chiar dacă nu avea ward și toată lumea se întreba, frate, cum a reușit să facă chestia asta? Și a venit la un moment dat răspunsul din chat, din public, a zis că are cel de-al... are simțul ăla special cu I'm getting ganked, ca la Spider-Man când începe să ți se facă pila de găină așa. E gankerul prin apropiere și într-adevăr e destul. Bine, nu este imposibil să-l gankezi, dar oricum are așa un spirit foarte atent. Darien văd că îl lovește destul de tare și încearcă să mai reducă un pic din diferență, deși la creep 74 versus 62 are un avantaj destul de bun. Snoopy a venit și el, are buff-ul roșu, Wicked încearcă să o momească pe Irelia, dar nu știu dacă Darien o să fie acum, o e posibil, da, stun din partea lui Wicked, flash folosit din nou, ultimata lui Karthus și posibil să vedem aici first blood, da, nu cred că mai scapă Darien și first blood pentru Wicked, într-adevăr, pe linia de sus. Foarte frumos coordonat gank-ul. Alexic nu cred că a fost ar fi putut să-și folosească silence-ul ca să-l împiedice pe Karthus să-și folosească ultimata, dar nu cred că a fost suficient de aproape ca să facă chestia asta. Diamond am crezut, îl văzusem îndreptându-se spre linia de jos, am zis că o să vrea și el să facă un gank ca să răspundă agresivității lui Snoopy, dar văd că nu s-a... Oh, un flash foarte agresiv, flash și din partea lui Froggen, dar l-a prins ultimata lui Nautilus și Alexis probabil nu mai așteaptă decât teleportul. A venit între timp Snoopy și o luptă generală, e posibil Diamond, dar mai are foarte puțin, dar nici Snoopy la rândul lui nu mai are mana și a activat acum scutul, să vedem, pasiva lui Karthus a expirat și nu mai poate să-l ajute și Snoopy o să moară, încă puțin dredge line folosit, flash foarte agresiv și Snoopy foarte frumos. Între timp Wicked a venit și el și l-așteaptă pe Alexis să ori să-și folosească flash-ul, ori să facă blink, dar n-a fost cazul, până la urmă a zis, lasă că, uite, exact ce ziceam, lasă că fac eu flash acolo lângă tine și se rezolvă situația, nicio problemă. Se va destul de bine băieții din ce lege, sunt așa... Da, nu, au... Când pierd ceva, timp... câștigă altceva după, imediat. Da, e... și au reacționat foarte bine, gank-ul ăla a fost sus coordonat foarte... ok, și au răspuns imediat în momentul în care, bine, și Diamond a fost foarte agresiv. Eu inițial când îl văzusem aici la fantome am zis că doar vrea să le omoare și mai ia și el un pic de gold și experiență și pleacă, dar omul a flash direct peste zid cu un dredge line, de fapt nu cu dredge line, cu ultimata. Bine, și Froggen într-adevăr s-a poziționat foarte frumos pentru că în loc să încerce să fugă înspre celălalt turn, a făcut flash-ul aici înspre rău, știind că Alexis de-abia îl așteaptă să-l prindă cu blink-ul și a reușit să tragă. Ia să văd cu ce s-a ales din toată chestia aia, s-a ales cu un assist, pentru că a avut oricum un assist, da, un... Uite că nu știu dacă și-a luat, dar cred că, da, un singur assist și-a luat de aici, pentru că unul avea deja de la gank-ul de sus împotriva lui Darien. Alexic a fost văzut de Snoopy, a pus un ward, e și Diamond pe acolo, cred că acum un dredge line la distanță maximă, dar nu l-a prins pe Snoopy. Darien continuă să farmeze și să împingă linia. Wicked double dash și damage foarte bun din partea lui. Pe linia de jos, nimic de raportat. 88 de creep pentru Yellow... Elopi 92 acum, 93 pentru Genja, Ninja Tabby, Brutalizer în schimb pentru Yellow Pit, Flash direct în ultimată, foarte frumos, vine și ultimata lui Karthus, dar Snoopy e un pic prea în spate, Flash folosit din partea lui Genja, dar cred că o să se mulțumească și cu Ghost-ul Pepper dacă îl prind, însă Diamond a venit și el foarte periculos, să vedem dacă o să-l prind, da, Dredge Line nu nimerește, însă din nou... Genja este prea în spate, s-au grăbit un pic, am impresia, dar stai că vin Wicked și cu Froggen, au fost văzuți de ward-ul celor din Moscow 5, știu că au început
dragonul și nu cred că este o poziție foarte bună. Darien vine și el, dar nu știu dacă or să vrea să inițieze lupta asta. Aia să vedem, au luat într-adevăr dragonul. Diamond atacat direct, nici n-au stat pe gânduri și tocmai s-a spart gașca pentru cei din Moscow 5. Cred că a fost o mică problemă de comunicare între cei de la Moscow 5, la cum i-am văzut că se puseseră acolo, erau în colonați, am crezut că or să atace în forță. Diamond probabil a vrut să se ducă direct pe cei din CLG, dar a fost prins la mijloc și anihilat în secunda 2. Bine, măcar că nu avea oracol pe el, că asta ar fi fost foarte trist. Deci primul dragon pentru CLG la minutul 14, cred că a fost, deci pe la 20 o să vedem din nou cele două echipe în râu. Asta în ideea în care Moscow 5 nu-și bagă direct picioarele, scuzată în fie franceza, și preferă să farmeze. Momentan aproape, ba nu, chiar mai bine de 3000 gold diferență. Genja s-a ales cu un buff albastru. Ok, de unde s-a întâmplat chestia asta? Nu prea am dat probleme. Probabil din ori l-au, dar nu cred că l-au dat. Ia să vedem, Alexic nu mai are pe al lui. Ia să facem inventarul un pic. Diamond acum și-a luat oracolul. Froggen nu are, oleu, Froggen îl pândesc și Alexic și Diamond. Să vedem cine o să inițieze. Diamond, acum, foarte frumos, silence-ul, nu mai scapă Froggen în niciun film din toată chestia asta și nu o să omoare pe nimeni. Și combinație extrem de puternică între Diamond și Alexic, odată ce l-ai prins așa, nu mai are cum să fugă. Ia să vedem, build-urile au început să-și pună obiectele pe ei. Yellow Pit cu Giant's Belt și Brutalizer. Interesant, nu vrea să meargă pe Glacial Shroud. De obicei pe Urgot am văzut că se face Glacial Shroud, pe care îl transformă mai târziu într-un Frozen Heart. Probabil consideră că are nevoie de viață și vrea să fie un pic mai periculos cu acest Brutalizer. De partea cealaltă, Genja destul de clasic cu Zeal, da, o să-și facă Phantom Dancer inițial, pentru că are acel Zeal și Dagger. Veni și Snooper între timp, toți mai puțin Froggen, dar CLG văd că e pe linia de mijloc și o să încerce să distrugă turnul. Nu știu dacă au suficient, nu știu dacă se gândesc eventual să facă un reverse cu... să inițieze lupta cu Yellow Pit, dar nu prea au pe cine să pună în mijlocul lor și e destul de... adică în afară de Genja, nu prea ai pe cine să... cu cine să faci swap. Dacă faci cu Irelia, ok, dar e destul de greu, fiindcă poate are dash-ul, poate încerca să scape sau în cel mai rău caz inițiază ea lupta și te aduce la, te lasă fără un sfert de viață așa din prima. Dacă îl iei pe Ghost-ul pe păr, da, într-adevăr poți să încerci să-i dai un stun cu Renekton, dar dacă apucă să facă Pulverize-ul ăla și Headbutt-ul, la fel, te duce, n-ai nicio treabă. Diamond, într-adevăr, nu e, s-a topit destul de repede când a fost, când s-a concentrat atenția asupra lui, n-are decât un Philosopher's Stone și Heart of Gold momentan, dar ținta ideală, evident, este Cog. Cog care are 128 de creep versus 129 pentru Yellow Pit. Foarte, foarte echilibrată linia respectivă. Bine, nici nu știu dacă și-a dat foarte mult silința, având în vedere că Kog'Maw are avantajul distanței de atac. Dar, în schimb, Alexic vine încet, încet pe linia de jos. Yellow Pit simte el ceva, cum l-au atacat. Va, Yellow Pit dus la jumătate. Folosește, are heal? Nu, ba da, are și el heal și am impresia că și Soraka, da, și Soraka și-a folosit ultimata. Alexic între timp foarte, foarte agresiv ultimata din partea lui Diamond, dar între timp a apărut și Crepo. Alexic a luat un pic cam mult damage și a zis să își ia un pic mersul, fiindcă nu e cazul să mai stea prea mult acolo. Veniseră
venise și Ghost-ul Pepper, dar până la urmă nu s-a ales nimic. A venit și Snoopy, dar e posibil să distrugă turnul ăsta. Nu cred, o să mai atace probabil de vreo câteva ori. Și Soraka a vindecat efectiv jumătate din damage-ul pe care îl făcuse Genja. A venit așa, a dat un simplu heal și vâm aproape de 100%. Wicked între timp are ceva de împărțit cu Darien care și-a pierdut deja turnul și turnul de pe mijloc, de altfel 2-0 la turnul. Uite că am fost atât de atent la ce se întâmplă jos cu Yellow Pit încât am pierdut cele două turnuri când au fost distruse, și ceea ce le oferă un control mult mai bun celor din CLG. Diamond în schimb nu a pierdut încă oracolul din fericire, așa că poate să mai distrugă câteva orduri. Și că veni vorba aia să vedem CLG 0 orduri la ora actuală, însă e minutul 20, ceea ce înseamnă că trebuie să apară dragonul. Uite, un pink ward care să detecteze ordurile adverse, au pus peste tot în râu și vin și cei din Moscow 5 încolonați. Switch pe Alexic, dar flash exhaust și uite-l pe Snoopy care a fost prins într-o poziție proastă. Inițiere foarte bună până la urmă, Alexic, Froggen reușește să-l omoare, a venit și Wicked Ghost-ul Pepper forțat să folosească flash-ul peste zid, a fugit în direcția opusă și a reușit să-i fenteze, dar cred că Wicked știe, vine și ultimata lui Icarus acum, dar cât de puțin, 100 viață. Ia să vedem Genja, da, Genja, toată lumea a reușit să scape, mai puțin Alexic. Și uite, apropo de ce mă întrebai și tu și și Darkman, dacă e folositor flash-ul sau n-a, deci a făcut swap-ul, dar a fost aici în mijloc și a cu blink și flash ajunsese Snoopy, l-a prins pe undeva pe aici de fapt. Deci dacă nu, bine, Snoopy oricum sara cu momentul în care a dat Twisted Advance-ul pe Alexic, oricum îl urmărea pe oriunde se ducea, dar distanța a fost, parcurs a fost destul de mare și o luptă foarte, foarte bună în favoarea celor din CLG. 5-2 scorul general la kill-uri, diferență de aproape 6000 gold acum. Ghost-ul Pepper a pus un pink ward în râu, a mai distrus și el un ward. Diamond încă nu, mai de câte ori a murit, de două ori, vă care în continuare oracolul, ori și-a cumpărat două ori, nu a murit când îl avea, oricum foarte bine pentru el, fiindcă CLG la ora actuală și-au pus 1, 2, 3, 4 și probabil că o să le distrugă pe cele care sunt în jumătatea inferioară a râului. Genja, în schimb, 154 de creep versus 152 din partea lui Yellow Pit, egalitatea aproape perfectă. 0-0-0 la Genja. Într-adevăr, Yellow Pit are două asisturi, dar nu știu cât de mult gold îi oferă acest lucru. Văd că și-a mai luat și un chain vest pe el ca să beneficieze de armură suplimentară, deci vrea să se facă bine, ca în momentul în care joci cu Urgot, ești obligat să te faci un pic tank dacă nu vrei să explodezi în secunda 2 în care te ajungi în mijlocul echipei adverse, că na, bine, ok, inițiezi lupta, dar trebuie să mai fii și tu un pic pe acolo ca să mai faci niște damage. Și ia să vedem la obiecte, Alexic are Sorcerer's Shoes, standard pentru un AP carry. Wicked vă că îl pândește pe Darien și a ieșit acum și a folosit ultimata stun direct, dash după Darien, Ignite a fost folosit și nu știu dacă o să fie, a venit și Snoopy alături de Diamond. Darien o să moară cu siguranță, ultimată folosită de Froggen doar așa ca să fie sigur că o să moară măcar Darien, dacă nu mai mulți. Alexic a rămas brusc fără un sfert de viață, probabil numai din cauza ultimatei lui Froggen. Și acum a început toată lumea, o să facă spam de warduri la
Baron în ideea, în încercarea de a-l, de a-l fura, însă CLG văd că s-au poziționat foarte bine și Moscow 5 s-au dat bătuți, i-au zis lui, el, i-au zis lui Genja, bă, ia turnul și mai farmează un pic pe acolo și întoarce-te că lucrurile devin din ce în ce mai grave pentru noi. Și acum CLG cu toți cei 5 membri ai echipei au deja buff-ul de Baron, probabil că o să se întoarcă, da, Wicked, Wicked s-a întors deja în bază să cumpere. Să vedem ce build are, uite Warmog's Armor-ul de care îți povesteam că o mai pune Froggen pe Anivia din când în când, sau mă rog, poate nu chiar din când în când, nu știu cât de des am, adică cel puțin meciul trecut am văzut totuși un build mai clasic pentru un AP. Și-a luat în schimb Last Whisper pe Renekton, interesant, având în vedere că în afară de Aegis of the Legion-ul lui Nautilus, nu prea, restul nu prea au atât de multă armură încât să zici că, domne, am nevoie de acel 40% armor penetration ca să pot să fac și o damage pe cineva, că de-aia sunt în jocul ăsta, să to kill people. Evident. Dar, na, cine știe, el joacă la Dreamhack, eu stau și comentez de pe margine, adică am așa o vagă bănuială că știe nițel mai multe despre jocul ăsta decât mine. Și turnul, de, turnul din mijloc a fost distrus fără probleme. Aici rămâne de văzut dacă Moscow 5 vor să renunțe. Nu știu dacă CLG vor să inițieze sub turn momentul. Bine, au buff-ul de Baron pe ei. Probabil că or să stea așa un pic să vadă. Ia să vedem dacă or să-și mute atenția spre linia de sus. L-au văzut pe, l-au văzut pe Darien și vor, să, vor neapărat să prindă pe cineva. Între timp, ce e interesant, nimeni din Moscow 5 nu și-a luat un Negatron Cloak, deci momentan nu vor să, nu vor să-și facă un Quicksilver Sash ca să neutralizeze ultimata lui Urgot, așa că dacă Yellow Pit prinde pe cineva care să nu se numește Alexic și are un Blink incorporat, o să fie o reală problemă. A încercat Crepo să pună acolo un ward, n-a fost prins și acum probabil, ia să vedem, se apără, se apără, trag cu dinții cei din Moscow 5, fiindcă știu că în momentul de față meciul nu decurge în favoarea lor. 6-2 scorul general la kill-uri, diferență peste 6000 gold. Dar să vedem cât mai au din buff, încă destul de puțin. Ultimată din partea lui Karthus și cred că ăsta a fost semnalul din partea celor din CLG. Uite swap-ul, Diamond Prox a fost prins acolo și aproape aruncat în aer instantaneu. Darien o să moară și el imediat. Froggen între timp cu Defile-ul vine și face damage fără număr. Ghost-ul Pepe folosit, obligat să-și folosească flash-ul, dar scapă. Genja între timp, vai, și Snoopy a fost prins săracul în turela, în turela de, din bază de la fântână și a fost omorât. Asta e una dintre problemele cu Twisted Advance, că poți să faci un, un bait din ăsta destul de frumos. Dar și uite că printr-un miracol cei din Moscow 5 au reușit să-și salveze inhibitorul. Viața lui o să se regenereze treptat, deja o vedem de altfel. Nu foarte repede, dar dacă îl lași își revine, însă acum inhibitorul e descoperit, deci dacă vrea cineva să facă un backdoor, poate să vină repede și să-l dea jos. Bine, cei din CLG nici nu prea au, adică dacă ar fi fost de partea lor un Corki sau Tristana, da, ar fi fost o problemă, dar așa nu știu cât de bine poate să dea Urgot clădirile jos, dar nu e... nu e chiar atât de problematic. Văd în schimb că Moscow 5, chiar dacă de-abia a reușit să scape, nu sunt foarte agresivi și au venit să ia dragonul. Snoopy se uită și el, dar n-a mai fost, n-a fost suficient de aproape. Există un ward al celor din Moscow 5 care a văzut deja pinguri aici
știu ce se, ce din Moscova știu ce se întâmplă. L-au văzut și pe Genja în, în jungla lui datorită acestor două orduri și probabil că vor să facă, da, vor să facă un rush. Au dat seama cei din Moscova de chestia asta, toată lumea e în, a venit în bază și din nou o să fie o luptă interesantă. Alexic își folosește Blink-ul și Null Sphere-ul ca să, pentru acel silence. Însă, da, au vrut, CLG oricum au rămas fără, fără Baron, deci nu, nu mai au chiar atât de mare avantajul în privința puterii în fața celor din Moscow 5. Și problema e că la ora actuală, la cum văd eu, Genja are 2-0-1, are Phantom Dancer, BF Sword, deja începe să-și facă acel Infinity Edge Diamond și-a luat Negatron Cloak-ul și probabil că o să-l transforme într-un, într-un Quicksilver Sash, probabil că s-a plictisit să fie, să fie băgat în mijlocul echipei adverse și a spus gata frate, capitulez, nu mai rezist, mă lasă nervii. În rest, Alexic a luat Deathfire Grasp pentru acel burst și are un, un elixir, Elixir of Brilliance, care îi oferă între 20 și 40 ability power pentru vrăji în funcție de nivel și 10% cooldown reduction ca să-și folosească mai des abilitățile. Ia să vedem, Moscow 5 cred că iar sunt prinși și au fost, de data asta chiar au fost prinși pe picior greșit. Alexis, nu, Alexis s-a întors și el în bază, dar cred că până atunci o să pice inhibitorul sau nu. Snoop e vindecat instant de către Soraka, momentan Genja nu poate să-l topească chiar atât de repede pe cât și-ar dori. Dar la ora actuală, ia să vedem, Crepo se întoarce. La CLG ce avem? Avem Randuin's Omen și Aegis of the Legion pe Maokai, obiecte standard pentru un, un tank. Urgot și el, Frozen Heart, Giant's Bell și el foarte, foarte tanky. Ia să vedem cât ai mă tu armură. 182, decent. De partea cealaltă, de fapt nu de partea cealaltă, Froggen are deja Zonia's Hourglass și Rod of Ages, 271 de minion versus doar 196 la Alexic, 6-3-2, a mai murit de câteva ori, nu e chiar 7-1-7, dar... Își face treaba foarte bine. Wicked cu Warmogs, Warden's Mail. Aparent Last Whisper-ul ăla îl ajută foarte mult. Snoopy a rămas un pic un scurt moment de panică. S-a activat, Crebo activase Shurelia's Reverie și Snoopy o luase tare la gonă spre Moscow 5, dar nu l-a urmat nimeni, cred că dacă vrea să inițieze cu... Aici o să fie o luptă foarte puternică, direct toată lumea a sărit pe Diamond, văd și Ghost-ul Pepper la fel, nu știu dacă o să apuce să-și folosească, ba da, și-a folosit ultimata, dar la ora actuală Moscow 5 bat într-o retragere totală. Într-adevăr, și Ghost-ul și Diamond au fost duși destul de jos cu viața sub jumătate, dar important e că au supraviețuit. Însă CLG, aoleo, săracul Diamond l-au prins iar și probabil că de data asta ori să-l omoare. Da, a murit Ghost-ul Pepper, o să se ducă și el. Genja, într-un final, e focusat de către CLG. Alexic, în schimb, își folosește foarte bine... Null Sphere-ul și aoleu, ultimata lui Gartus l-a lăsat cu 72 viață, fugi înapoi în bază, dar pe de altă parte asta înseamnă că se lasă cu minus Baron. Se lasă cu minus Baron. Din nou foarte, foarte frumos jucat din partea celor din CLG și uite, în momentul în care nu ai Quicksilver Sash să-i neutralizezi ultimata, swap-ul ăla lui Urgot este foarte, foarte puternic pentru inițiere. Oricum, mi-a plăcut de cei din CLG, au stat aici frumos, i-au pândit pe cei din Moscow 5 să vină exact până la intrarea în râu, au inițiat odată lupta, n-au omorât pe nimeni, i-au dus doar la jumătate, și-au văzut că cei din Moscow 5 sunt pe linia de mijloc, bun, hai, nicio problemă, dacă ne dați o a doua șansă, e ok, nu vă refuzăm, că vorba aia.
Și Diamond săracul probabil că îl înjură în gând pe Yellow Pit fără număr. Probabil că nu e nimic personal, adică nu, dar na, a dat și el. A făcut reverse pe cine a găsit. Și Wicked și-a făcut și el Randuin Zoman și pe lângă armura și viața suplimentară plus Air Regen are un item, un obiect defensiv foarte bun, are o abilitate activă care încetinește viteza de deplasare și de atac a adversarilor care sunt în apropiere. Cele două abilități plus Frozen Heart înseamnă că dacă îl prind cumva lângă ei, Genja, chiar dacă are acum Phantom Dancer și Infinity Edge, nu o să fie chiar atât de periculos. În schimb, Alexic și-a folosit aproape tot combo-ul pe Wicked, i-a zburat un sfert de viață, dar a venit Soraka și a zis nu. Heal. Și l-a adus înapoi aproape de 100% plus regenerarea oferită de Randuin Zoman și de buff-ul de Baron. Deja gata, Wicked este 100%. Darien era să fie prins, văd cei din CLG, da, știu că este acolo, dar aparent nu interesează foarte mult chestia asta. Momentan sunt mai mult preocupat să fure tot ce se poate fura din jungla celor din Moscow 5. Minutul 35, 11-5-5-2, avantaj pentru CLG, aproape 7000 gold și ia să vedem cât mai au. CLG văd că merg în pași micuți, așa, mai un tur, nu vor să forțeze nota, chiar dacă probabil ar fi putut să-i țină în bază pe cei din Moscow 5, mai ales când au baronul, dar văd că preferă să, în loc să forțeze, să-și forțeze norocul și să încerce un push din ăla all-in ca să distrugă Nexus-ul, văd că o iau sistematic, așa. Da, o iau metodic, nicio problemă, doar linia, de ce să te riști? De ce să riști, absolut corect, nicio problemă. Venim cu două linii, ei știu că au deja super creeps pe linia de mijloc, așa că aoleo, Alexis Silence, dar n-a fost damage-ul chiar atât de mare și vor și ei neapărat cel al doilea turn, dar e posibil la fel de bine. Până glumim noi, râdem, dar Alexis are un damage foarte, foarte mare. Buff-ul de Baron o să expire și el în curând și timp de 3 minute o să fie la egalitate, să zic. Singura problemă a celor din Moscow 5 la ora actuală e că nu prea au pe cine să inițieze. Diamond săracu cred că abia așteaptă să-și folosească Dredge Line-ul sau ultimata, dar Urgot e tanky. Pe Wicked sau pe Snoopy chiar nu e cazul. Singurul pe care ar putea să-l prindă cum trebuie ar fi Froggen, dar Froggen stă undeva în spate acolo și e greu de crezut că o să fie vreodată prins pe picior greșit, cel puțin în asemenea hal, încât să se ducă pe plută. Lupta, uite aici, a încercat Diamond, dar a prins un minion, Alexis, a luat și el un pic de free damage acolo. Dar ia să vedem, nu, s-au retras instantan. Uite aici inițierea Ghost-ul Pepper, Yellow Pit, un flash nereușit, a vrut să se ducă peste zid. Diamond Proc săracu iar a fost prins în mijloc și cred că lumea o să fie mulțumită cu rezultatul ăsta. Și a folosit și Cartus. Uite ultimata lui Cartus și toată lumea. Ghost-ul Pepper săracu n-a mai apucat să ajungă. Și imediat după ultimata lui Cartus, CLG au intrat pur și simplu peste Moscow 5 în bază. N-a mai murit nimeni, într-adevăr. Dar a fost foarte amuzant în momentul în care a văzut firicelul de energie și Alexis repede flash blink, dă-ți repede să ajungem pe trepte și Ghost-ul Pepper a rămas săracu jos. Nu mai ajunge. Asta e. Dar o să revină pe hartă în vreo 15 secunde, însă la cum decurg lucrurile, Moscow 5 nu prea mai au mult de trăit. Cum eu ziceam de la început, CLG, 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 da.
Au jucat cel puțin astea două meciuri, au jucat foarte bine. Ia să vedem. Uite așa un pic pe la build-uri, dar nu văd nimic senzațional. Ideea e că la ora actuală CLG sunt foarte, am zis, sunt foarte rezistenți și în afară de Froggen, care și Froggen la rândul lui are Rod of Ages, are Zonia Zaurglas, adică nu poți să zici că bă, scuip de două ori în direcția ta. Bine, probabil doar Genja dacă scuipă probabil de vreo trei ori în direcția lui Froggen. Darien aici prins, Wall of Pain folosit foarte frumos ca să anuleze teleportarea și Darien, da, o să mă a venit și cred că o să mai ia și el un assist cu un silence, doar așa să fie cazul. Și Snoopy a luat kill-ul și cred că ăsta e semnalul pentru 50 de secunde. Moscow Five vor să fie în 4, au două inhibitoare deja adițuse și deja, da, ăsta a fost semnalul pentru CLG. Băieți, gata, glumim, râdem, dar hai să terminăm totuși meciul ăsta. A apărut și inhibitorul, nu e problema, o să fie distrus instantaneu de cum a apărut asta, așa că se demoralizeze și mai mult pe cei din Moscow 5. Între timp, Froggen a fost și a folosit Zonia Zaurglas, Alexic a vrut să-l prindă și a folosit blink-ul și flash-ul, Snoopy vine după el, vai, dar a rămas, a topit instantaneu și a venit, nu s-a mai întâmplat, toți cei din Moscow 5 au fost acolo, dar ce este important pentru CLG, au reușit să distrugă iar inhibitorul și acum probabil că se duc încolonați la Baron, evident. Wicked probabil o să facă dash prin zid ca să ajungă direct, da, și o să-l înceapă, nici nu-și mai pun problema cei din CLG, fiindcă Moscow 5 sunt obligați la ora actuală să își apere baza, fiindcă altfel rămân fără. Și cred că într-un final, după baronul ăsta, al treilea, dacă am numărat eu bine, CLG, se mai întoarce cineva în bază? Nu. Și or să vină, văd că vine acum cu valul de super creep. Asta dacă nu vor să fac... Ai, nu pot să cred așa ceva. O iau prin jungla adversă și cred că vor să distrugă, bine, buff-ul albastru așa ar fi fost un bonus, dar cred că vor să distrugă și turnul de jos, vor să... Și Aurelia-s folosită, iar Wall of Pain l-au prins pe Darien aici, l-au prins din nou într-o poziție nefavorabilă, Darien săracul n-a mai avut unde să se ducă, iar Wicked tanchează turnul like a boss, cum se spune mai nou. N-a avut nicio treabă cu Warmogs pe el și Randuin Zomen, tanchează fără probleme. Și aici Alexic văd că a făcut un blink în interior, dar swap și gata, s-a cam terminat. Alexic o să moară instantaneu. A murit și Froggen, cred. Sau nu, Froggen nu a murit, îmi cer scuze, dar oricum nu mai contează. 4 din Moscow 5 au fost omorâți și... Victorie pentru CLG, care câștigă DreamHack Summer 2012. Asta că tot vorbeam că o să joace pentru fani. Victorie foarte frumoasă, foarte convingătoare și meciuri și în meciul 1 și acum n-au părut că au vreo problemă și ia ca al patrulea tur